Eulenspiegel. Buhoglind. Dramatizare radiofonică de Teodor Mănescu după romanul lui Charles de Coster. Seria a șasea. Noi n-avem moarte. Rezumatul seriei precedente. Till și prietenul său Lame sunt atrași într-un local unde îi pândesc polițaii spre a-i aresta. Datorită intervenției unor consumatori din local, polițaii sunt făcuți inofensivi. Till și Lame hotărăsc să se reîntoarcă în tabăra lui Wilhelm de Orania. În drum, Till e cât pe aci să fie spânzurat de amiralul Lunei, deoarece s-a împotrivit unei hotărâri nedrepte a acestuia. Dar Nell, iubita lui Till, sosește la timp pentru a-l cere de soț, salvându-l în acest chip de ștreang, potrivit unui vechi obicei al pământului. Till reia lupta împotriva cotropitorilor spanioli, iar cutezanța lui nemăsurată ca și dârzenia cu care se împotrivește tuturor asupririlor și nedreptăților îl vor face un adevărat erou național, purtător al celor mai scumpe idealuri ale poporului flamand. Till Eulenspiegel, prințul de Orania ține să recunoască bunele îndatoriri și toată slujba făcută cu credință și te numește capitan pe corabia La Briel. Iată pergamentul de numire. Vă aduc mulțumire, domnule amiral Unei. Am să capitanesc din toate slabele în puteri și capitanind așa, trag nădejde să descapitanim Spania din ținuturile Flandrei și din toate țările de jos. Bine-i să facem. Am însă o mare rugăminte. Să-ți ascultăm. Îngăduiți-mi să-l numesc pe prietenul meu, Lame Gözdag, da, meșter bucătar pe corabie, în locul bucătarului care a murit în bătălie. Are să pregătească pentru soldați și materos niște tocane ca în cer și niște ciorbe de paradis. Ți se îngăduie. E, prietene, trebuie să faci jurământ. Da. Să se aducă linguroiul cel mare de lemn și căldarea cea mare de aramă. Jur! Jur credință monseniorului prinț de Orania, zis tăcutul. Credință domnului amiral de Lunei, care comandă nobila noastră flotă, și domnului viceamiral și capitan al corabiei La Briel. Jur, jur să vă dau de mâncare din toate slabele mele puteri, după datinile și obiceiurile marilor bucătari din trecut, care au lăsat asupra însemnatului meșteșug al bucătăriei o nobilă strălucire. Dacă friptura o fi prea cu sânge, păsările nu prea rumenite și ciorba o avea unii sărbăt, neprielnic oricărei bune mestecări, dacă mireasma sosurilor nu vă pofti pe toți să dați buzna la bucătărie și dacă nu vă voi face pe toți veseli și cu mutre voioase, mă voi lepăda de nobila mea slujbă, socotindu-mă nevrednic a ocupa mai mult tronul bucătăriei. Așa să mă ajute Dumnezeu pe lumea asta și cea. Da, mai am să vă fac o rugăminte smerită. Eu sunt gras, mare, voinic, purta mea adâncă, stomacul mi-e fără fund. Beata mea nevastă îmi dădea totdeauna două porții în loc de una. Hărăziți-mi și voi acest hatâr. Să ai două porții, Lame, două porții. Trăiască meșterul bucătar, regele ciorbelor, împăratul tocanelor! Duminică o să aibă trei porții în loc de două. Oh, vă mulțumesc. Și mai am o mare
și smerită rugăminte. Da, îl ascultăm, ia spune. Ați prins în bătălie un călugăr obraznic. Așa. Doresc să nu-l spânzurați, căci am chipzuit un plan mare cu privire la cuvioșia sa. Hai, rogu-te, pune să-i clădească pe punt de o cușcă strâmtă și bine aerisită, unde să nu se poate decât ședea și dormi. Așa se face pentru clafon. Las pe mine să-i dau de mâncare și spânzurat să fie dacă nu o mânca cât eu-i dai. Spânzurat să fie de n-o mânca. Spiegel, vice-amiralul flotei și stăpân al corabiei la Vriel, ești poftit să mergi la Haga spre a lua parte la adunarea statelor generale ce-l vor judeca pe Filip, regele Spaniei, potrivit pravilelor de el consimțite. La ordin! O barcă și un cal! Domnilor, statele generale ale țărilor de jos sunt constituite potrivit legii. Domnilor, toată obștea știe că o căpetenie de țară este datoare să-i apere pe supușii săi de toate nedreptățile, ocările, impilările și samavolniciile. De asemenea, cunoscut este că supușii nu sunt pentru folosul stăpânitorilor și nici ca să-i slujească drept robi. Stăpânitorul trebuie să-i cârmuiască după dreptate și înțelepciune, iar dacă nu face așa, el trebuie socotit nu stăpânitor, ci tiran. Regele Filip a repezit asupra ne 4 oștiri străine. Care să-i fie pedeapsa după legile și datinile țării? Drept a grăit grefierul. Regele Filip să fie dat jos! Să fie dat jos! Văzând că suntem bogați, ne-a lăsat să plătim răscumpărare și să fim jefuiți de cei din Consiliul Spaniei. Să fie scos din scaun ca un nerecunoscător și tâlhar ce este. Să fie dat jos! Filip a înscăunat noi episcop și cu ajutorul acestora a dus la noi inchiziția din Spania. Să fie scos din scaun ca un călău risipitor al avuției altora. Să fie dat jos! Filip e cu temei bănuit că prin iscoadele sale a pus la cale în taină sfărâmarea icoanelor și jaful bisericilor, spre a putea, sub cuvânt de crimă și răscoală, să pornească oștine lui asupra noastră. Să fie scos din scaun ca unealta morții! Noi nu vrem decât păstrarea privilegiilor noastre, o pace cinstită și sigură, o libertate potrivită, mai ales pentru conștiința noastră. N-am avut nimic de la Filip decât tratate mincinoase, slujind ca să semene vrajba între provincii spre a le subjuga una după alta și a le trata ca pe indii, cu jaf, confiscare, execuții și inchiziție. Să fie prăbușit ca ucigaș al țărilor noastre! Să fie dat jos! Filip a făcut să sângereze țările prin ducele de Alba și gealații săi. El a surgiunit din imperiu pe monseniorul de Orania, a tocmit 3 ucigași ca să-l omoare pe acesta, a ars de vii bărbați, a îngropat de vii femei și fete, a moștenit avuțiile lor, a ucis pe seniorii de Egmont, de Horn, de Montigny, a dat împotriva noastră un edict să ne declare pe toți trădători, pierzându-ne libertatea și averea. Și a făptuit acea nelegire nemai auzită de a amesteca pe cei inocenți cu vinovații. După toate legile, drepturile și privilegiile, să fie dat jos! Să fie dat jos! Și pecețile regelui să fie sfărâmate! Pecețile regelui să fie sfărâmate!
Te-ai întors oare, Șmigel? Vino să-ți arăte cu fioșia sa. Hai, uite-te la el. Sac de sânză, ladă de crăpelniță, cântar de ciorbă. Domnule bucătar, cu tot respectul ce-ți datorez dumitale, ești un borțos ca și mine, namilă pântecoasă. Îndrăznești, că nu te-am picălos să asemeni grăsimea ta mănăstirească nefolositoare. Trândavă cu grăsimea mea de flamand. Vrei mai degrabă funia spânzurătorii decât o strachină bună de coleanșul de mazăre și niște strașnice gogoși de făină? Hai, hai, mănâncă! Lasă-mă în pace, matahală! Matahală! Râde ciop de oare spartă! Hai, nu face pe mofturosul! Mănâncă! Nu mai gâfâie așa tare! De parcă ai fi mâncat prea mult! Nu e mai bine, să mănânci decât să fii spânzurat? Poftim aici! Ți-am adus și nouă porumbei în urmă! Hai, nu-i disprețui! Le-am împărât în pânte cât un cocoloș de unt! Miez de pâine, nucă! Și am trăit într-o strașnică grăsime! Da! De ghimeciul ăsta de pește. Nu mai pot. Nu mai pot să mănânc. Nu mai pot. Îți crește de pe acum a cincea gușe. Nu mai pot. Găzdac, bărbatul meu iubit. Nu mă atinge. N-am venit să fiu a ta. M-am jurat lui Dumnezeu să nu mai fiu a niciunui bărbat. A niciunui bărbat, nici a ta. Ce ai făcut? Dar ce s-a întâmplat cu tine? De ce m-ai părăsit? De ce ai venit fără să vrei să fii a mea? De ce? Ascultă, la mine, nu te spun. Tot socotind pe toți călugării oamenii lui Dumnezeu, m-am încredințat unuia din ei. Îl chema Prus Cornelius. Scoada aia ticăloasă. Cum? Haznaua aia plină de murdări. Nu, am auzit de el. Va să zic că păcătosul ăsta a fost. Cum păcătos? Soarcă nenorocită, frumoasa mea cale când se cade pe mâinile ăstui călugăr prea curvat. Nu te apropia de ucid, te ucid. Eu care o iubeam atât, beata mea minimă înșelată. Ce cauți aici? Pleacă! Nu vreau să te mai văd, nu vreau! Pleacă, ori te arunc în mare! Lasă-mă să vorbesc, lasă-mă să mor într-o clipă, dacă te amăgesc, să mor! Mor atunci, că ce-ai să minți? Ascultă-mă, Lame, ascultă-mă, te rog, ascultă-mă! Vorbește sau nu vorbi deloc, e tot una! Te rog, ascultă-mă! Brâs, trecea drept un bun predicator, tu să-i să-l ascult! El punea celibatul mai presus de orice, ca un lucru ce le urzește credincioșilor intrarea în paradis. Vorbea avântat și cu măreție. M-am lăsat zăpăcită de cap, zăpăcită împreună cu mine și alte femei. Starea celibatului, fiind așa de desăvârșită, ei ne îndeamnă să rămânem. Ia. Am jurat toate să nu ne mai lăsăm a fi soții. Decât nu mai pentru el, nici vorba. Hai, sprăvește, mi-ai dat o lovitură grozavă. N-am să mă mai lecuiesc niciodată. Lamel vorbea în numele lui Dumnezeu și al Maicii noastre, Sfânta Biserică. Nu se cădea să-l ascultoare. Mi s-a spus că e aici pe corabie și că bărbatul meu îl ține prizonier. E adevărat? Ce? Călugărul ăla pe care îl îngrași. O să-și... O să-i cure să-l țin! Nu, 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 n
grăsimea de s-a desmenat! Colați, matelați, soldați! Ia priviți la curcanul ăsta! Ebroius Cornelius Africanescu Nemernicescu din Brăști! Acolo el a propovăduit o nouă smerenie! Nu! Nu! Nu, n-am să-l omor! Căci grăsimea de pe el e ispășirea! Lame! Priviți-l! Sac de o sânză, sac de minuni, sac de îmbuibare, sac de dezmăți. Are patru degete de slănină sub piele. Ochii nu ți se mai văd. Iron Spiegel, Iron Spiegel și cu mine. Am mâncat amândoi de voie în catedrala vârții tale. Eu te-am grănit. Monument de carne și ură. Se spune că Damblaua vine la șaptea gușe. Acum ai 5:30. Te-ai întors la el, femeia cărnii, femeie blestemată. Te-ai întors în brațele desfrâului. E blestemată. Niciun preot să nu-ți dea iertare. Ai respins dragostea împărintească. De trei ori fi blestemată de Sfânta Treime. Mi-a fost primul ceas. Da. A spus-o că lucrul i-a respins dragostea. Trăiască nevastă mea! Ia, bărbate, ia blestemul ăsta de pe capul meu. Mi s-a dat iadul, iadul. Aruncați blestemul la mea, mă lăsați. Că blestemul de unde nu vei fi spânzurat. Și dacă funia se rupe din pricina poverii, vei fi pus iar la ștrang până ce-ți vei da sufletul. Bine. Bine, du-te, femeie, rămâi cu matahala asta fără milă pentru bietul mucenic al cuvântului dumnezeiesc. Rămâi cu el, ridic blestemul, dar Dumnezeu și toți sfinții vor fi cu ochii pe tine. Se umplă, uite așa se acuce la șaptea Damblaua. Ascultați-vă voi toți, marinari și soldați. Am să vă părăsesc de acum. Am să vă părăsesc. Și pe tine, Alan Spiegel, te părăsesc. Și pe tine, mica mea Neil. Ca să mă duc la Flesing, unde mi-e gospodăria. Și să trăiesc cu beata mea nevastă regăsită. Vreau să-mi dați cuvântul vostru că îi veți face cu fiosiei sale o cușcă mai largă. Și o să-l puneți să mănânce cu Sila 12 mese pe zi, în loc de 7, câte am dat eu. Dați-i hrană grasă și îndulcită. Aș fi ajuns cât un bou, faceți-l să fie cât un elefant. Îmi dați cuvântul. Cuvântul calicilor e cuvânt de aur. Și acum mi-au rămas bun și de la tine, nemernicule, pe care te-am îndopat ca la mănăstire, în loc să te trimit la spânzurătoare. Sporește-n o sânză și Dambla. Prieteni, rămâneți cu bine. Tu, Iron Spiegel, și tu, Neil, haide nevastră. Barca ne așteaptă. Pentru noi e ceasul dragostei legiuite. Flandra are nevoie și de prunci să ia locul celor uciși în războaie. Cu bine, prieteni! Cu bine! Cu bine! Cu bine! Adio, Lana. Adio, frate și părinte. Să mai sfârșească. Mereu o să fim nevoiți a trăi în sânge și în lacrimi. Se apropie ceasul izbăvirii. Dar e vremea, Nel. E vremea, iubita mea. E vremea să sune și pentru noi. Pentru noi doi, pahalul răzbunării. Voi cere amiralului îngăduința să coborâm pe uscat. Să mergem la dam. Să prindem lupul și să-i tăbăcim pielea.
cunosc, Eulenspiegel. Și mă cunoști și tu pe mine. Ce vrei? Da, vă cunosc. Sunteți judecătorul cel mare din Dam. Am auzit că un lup bânduie prin acest ținut în care m-am născut și ucide biete copile. Vreau să-l omor. Fii binecuvântat. Și-a prins labele dinainte în cursă. S-a sculat urlând, dar i-am trimis în picior și o săgeată de arbaletă. Cenușa zvâcnește pe inima mea. Fie-ți milă, îndurare. Poruncește să nu mai tragă clopotele. Suna mort, îndurare. Nu-ți nici de cum lup. Capcana mi-a găurit mâinile. Săgeata mi-a intrat în picior. Sunt bătrân și sângerez. Îndurare, îndurare. Nu e lup, oameni buni. Îndurare. E om îmbrăcat în piele de lup. N-am mai auzit cândva, Hainule. Ești Griff Stuiver, starostele pescarilor, ucigașul tatălui meu Cles, vampirul bietelor copile. Cu metri și cu metre. N-aveți nicio teamă. E starostele, cel de pe urma căruia sunt timpurii de durere. Spuneți rugăciunea din urma pescarului. Să-l ducem în fața judecătorului. Judecătorul ne așteaptă, să mergem! La el, la lupta judecată! Pe lupta! Lupul e prins! Fii binecuvântat, Eulenspiegel! Viață lungă, fratele tine! Eulenspiegel, laudă ție. Cenușa lui Cles zvâcnea pe inima mea. Și Eulenspiegel trebuie să moară. El m-a aruncat acum 10 ani într-un canal din Dam pentru că ai părut să-mi tatăl. Clopotele astea sună și pentru tine, Eulenspiegel. Ai să vii spânzurat fiindcă ai vrut să mă ucizi. L-a văzut careva pe Eulenspiegel îmbrâncind în apă pe prizonierul? Eulenspiegel, ai făptuit așa ceva? Am îmbrâncit în apă pe denunțătorul lui Cles. Cenușa tatălui zvâgnea pe inima mea. Am mărturisit! O să moară și el! Unde-i spânzurătoarea s-o văd? Clopotele sună și pentru tine a mort, Eulenspiegel! De ce mărturisești, Eulenspiegel? Nimeni n-a văzut! Acum ai să mor, ai să mor! N-are să moară nici de cum! După 10 ani, nici vinovatul, nici încercarea de omor nu pot fi pedepsite pe pământul Flandrei. Eulenspiegel a făcut o faptă rea, dar din dragoste de fiu. Eulenspiegel nu va fi pedepsit pentru isprava asta. Prizonierul să fie dus la locul de osândă. Nu, nu. Eulenspiegel, vei avea jumătate din averea ucigașului. Dați-o celor năpăstuiți. Iubitul meu, ești trist? Nu știu, cred că nu mai pot fi niciodată vesel, Nel. Dragoste. Spanioli! Spanioli, am fost trădați! Cenușa zvâcnește pe inima mea.
Noaptea se lasă neagră. Soldații aprind făclii. Suntem aproape de câmpul spânzurătorii. Blândă mea iubită, de ce m-ai urmat? Nel, de ce m-ai urmat, Nel? Nel, nu auzi nimic? Ba da. Aud un vuiet de arme. Văd prin zidurile temniții, colo deasupra colinelor, cum sclipește văpaia roșie a faclelor. Auzi? Auzi? Trească răzbrătiții! Afară de temniță! Trească răzbrătiții! Ca gândul și ca vântul, calul mi-e spume. Prieten, vă aduc o veste rea. Monseniorul de Orania, prințul izbăvirii noastre, aflându-se la Delft, a fost ucis cu 3 gloanțe în piept. Eulenspiegel, printre ultimele porunci ale prințului, una s-a îndreptat spre tine. Ești numit comandantul și paznicul turnului din Necre. Ai ochi de vultur și urechi de iepure. Așa că dacă spaniolii vor încerca să calce iar ținuturile eliberate, vei suna alarma și ne vom ridica toți ca unul. Așa voi face. Prieteni, tăcutul e mort, dar fiul lui, prințul Mauriciu de Orania, continuă războiul pentru libertate în fruntea oștirilor noastre. Nel, pot fi oare îngropați Eulenspiegel, duhul și viața inimii maicii noastre Flandra? Noi vom trăi în veci. Noi n-avem moarte. Trăiască răzvătiții! Trăiască răzvătiții! Ați ascultat Noi n-avem moarte, ultimul episod al serialului radiofonic Till Eulenspiegel, dramatizare radiofonică de Tudor Mănescu după romanul lui Charles de Coster. Distribuția a fost următoarea: Till Eulenspiegel, Virgil Ogășanu; Lame, Victor Strengaru; Nel, Mariana Mihuț; Kaleken, Rodica Sanda Țuțuianu; Lunei, Matei Gheorghiu; Judecătorul, Nicolae Pomoje; Gripstuiver, Mihai Mereuță; Călugărul, Gheorghe Oprina; Povestitor, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete, Paul Nadolski, Pompiliu Rădulescu, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Asistența tehnică, Constanța Dinescu și Victoria Mija. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.